Ca să-mi centrez imaginea. Gata. Salut! Am ceva de zis. Ciclic reau subiectul ăsta, asortate. Dacă o să dați căutare, o să mai găsiți încă vreo trei. Cu același titlu, asortate. Ce se întâmplă? Din când în când sunt sufocat de informațiile care vreau să le adun, pun eu la antescriptul, la câte o însemnare. Și sunt așa de multe că practic depășește limita care o suportă YouTube pentru postat. Și de asta le adun. Și așa că va fi un big antescriptum. Iulio Iglesias a fost pus de gâdea să strige jos Băsescu. Și normal, reprezentanții lui a spus că a fost indus în eroare. Corect. Gâdea. Am folosit două strigături din folclor urban. Hal de răspuns. La fel de bine putea să-l învețe pe ăsta să strige Bapa Mătii. Și asta e tot în folclor urban. Iar Mircea Badea, care e prieten cu Gâdea, cine e imparțial din cauza asta, spune că este o autoironie. Apropo, la ce? Autoironie. Autoironie în cazul meu este, spun, la părul meu, dar în cazul ăsta n-am înțeles sensul cuvântului ironie. Și cu atât mai puțin autoironie. De prieten cu Gâdea. Și mai taxează asta ca o glumă amuzantă. Am o părere foarte proastă despre Băsescu. Dar nu tratez asta ca o glumă amuzantă ce a făcut Gâdea. Nu era locul și nu era ceva potrivit. Dar la alta, Ciuvica. Este penibilă atitudinea mioritică a PSD-ului față de rezultatul referendumului. Da. Am mai zis și o treabă asta. Tot de la Ciuvică citire. Și așa e. Păi tu care te luptai ca să-l dai pe la jos, când ai văzut că n-ai ținut, lasă-o așa. S-ai apucat să faci contorul AMR ca soldatul de rând, cât timp trebuie să-l mai suporti pe ăsta? Păi nu pentru asta te-am pus ca să faci pe post de AMR și să-l dai jos. Sau la alta, învățătoarea aia care l-a făcut pe un elev, copil, mic, jumătate de creier, așa a spus. Tăia din salariu 20% pentru 6 luni. Aia n-are ce căuta în sistem. Dacă ați ascultat clipul ăla, avea și o voce, parcă făcuse, nu școală, făcuse școala la Câmpina, aia de subofițer de miliție. Se vedea după voce ei că asta este disperată, că trebuie să se ocupe cu așa ceva. E potrivită. Și acum să mai gândesc, să aud. Referitor la învățătoarea asta, am fost surprins de reacția unor părinți. După ce un părinte i-a băgat reportofonul copilului în Iordan și a obținut speech-ul, câțiva din ceilalți părinți au fost scandalizați, spunând că nu sunt de acord ca copilul lor să fie înregistrat fără acceptul lor. Cretin cu camăcâi. Și la alta,
Ședință secretă, Ioana Băsescu contestă poprirea pe pământul la Nana. Că nu mai poate vinde terenul. În capul meu se ridică două întrebări. Pe a cumpărat terenul ca să-l vândă? Nu-i explica Băsescu că el de fapt a zis că vrea, a vrut terenul. Că așa se vede el cu vreo 300 de hectare. S-a sucit. Și a doua treabă care nu o înțeleg, de ce ședință secretă? Vrea să divorțeze X de Y. Și are niște motive, dar care nu dau bine în public. Și atunci se face o ședință secretă, în care ăla arată motivele reale. Și consideră normal să fie ședință secretă. Dar nu înțeleg de ce o tranzacție comercială trebuie judecată în ședință secretă. Pui Batista pe sambal. Trec la alta. Conține tăcerea surgitoare referitor la Constantin Creangă. Vedeți că însemnarea mai sus. În 16 mai am auzit prima dată de Constantin Creangă. Nici la ora actuală, nici un vector de opinie n-a simțit nevoia ca să uite puțin mai atent la subiectul ăsta. Am spus, mi-e rușine că n-am reacționat. Când pensionarul ăsta de 80 ceva de ani mi-a luat fața. Da. Și eu am considerat că felul cum a picat referendum a fost incorrect. Am trecut. E rușină. Dar sunt vectorii ăștia de opinie, inclusiv partidul ăla minoritic, care au tăcut. Suntem în 19, n-a apărut niciun articol care se referă la acest pensionar deosebit, care trebuie băgat în formă lor, gen. Că este o rușine pentru toată clasa politică, existența lui. Am mai completat puțin acolo însemnarea. Pe YouTube am apărut în top. Nimeni nu s-a referit la el. Am marcat asta. Dar la alta, una Andreea Paul, fostă Voș, care o detest ca politician. Însă aici are dreptate. Eu am calitatea asta, că nu sunt microbist. Și în concluzie pot despre aceeași persoană să am păreri foarte diferite, ținând cont la ce se referă. De exemplu, Pleșu. Mă delectează cu anumite articole ale lui. Însă am o părere foarte proastă despre el. A cântat la prea multe mese. Ce zice Madame Voș? Andreea Paul, pardon, nu mai e Voș. Suntem singura țară din lume care taie două bonuri fiscale pentru o singură plată. Ministrul Teodorovici s-a hotărât să bărbirească baxișul cu lingura de lemn. Persoana care livrează pizza la domiciliu sau la birou pot primi baxiș, dar numai dacă este lăsat la firma unde aceasta lucrează, cumpărătorul având obligația să deplaseze la acea locație, consideră ministrul finanțelor. Ce zicea? Culmea penibilă birocratică. Nu prea inteligent, nu-i deloc inteligent, madame. Ce vei spune ea? Competiția în acest caz foarte dură între ministrul usturoi, ministrul tablou și ministrul pizza fiscală. Iar Teodorovici ăla, citat de explicație de ministrul al finanțelor, dacă doriți să lăsați un baxiș, mergeți la unitatea respectivă, iar acolo, pe casă, bate bonul fiscal.
cu bașisul respectiv. Și asta este. Ministrul Finanțelor. Sau cu taxiul. Vreți să mă mai întrebați și de taxiuri, dacă mergeți cu taxiul? Ministrul Finanțelor. Recunosc că are o față neintelectuală, dar atât. Are numai față de intelectual. Nu e intelectual. Nu are treabă cu intelectul. Sar la alta, o reclamă pentru nu știu ce aparat de făcut mușchi. Și extrag de acolo. Faceți abdomene. Eu știam că am un singur abdomen. Cum dracu pot să fac mai multe abdomene? Fac mai multe exerciții pentru abdomen. Complicat. Sar la alta, mare sondaj, mare. Părere despre soția președintelui. Ăsta e subiect de sondaj? Eu zic că nu. Nu contează părerea românilor despre soția președintelui. Când au ales-o, a venit ataș la președinte. Să rămână acolo. Stă în dreapta sau în stânga unde trebuie la protocol și cu asta gata. Nu trebuie să deschidă gura. Nu-i treaba ei. Să facă frumos. Se poate discuta dacă fusta sau rochia a fost prea lungă sau prea scurtă. Pentru unii care altceva nu înțeleg. Că nu asta e important. Dacă soția președintelui a fusta prea lungă sau prea scurtă. Dar pentru un anumit oameni, un anumit nivel intelectual, poate fi important, o accept. Îmi place cum a tranșat Iohannis problema. Prima doamnă nu trebuie instituționalizată. Corect. Și apropo de la el, s-a mai ajuns-o pe strada lui. Referitând la problema păturilor, a spus că o să ridice, o să discute asta în Consiliul Superior de Apărare. Unde este președinte. Dar nu în Consiliul Superior de Apărare, ci în Consiliul Suprem. Păi el nici măcar atât nu știe cum se cheamă Consiliul pe care îl conduce. Ce să mai vorbim de altele? A mai apărut unul ciudat. Aristide Maxim. N-ați auzit de el nici. Tot așa, 80 în vârstă, inginer, și a sărit de fund în sus că să face o groapă de gunoi ecologică în vârful muntelui, într-o zonă foarte frumoasă din punct de vedere turistic. Însă, direct afectați sunt peste 1000 de săteni. Și ce au spus ei, un purtător de cuvânt al lor? De ce să vorbim? Ca să avem probleme? Sincer, ăștia merită groapă ecologică în curtea lor. De ce să vorbească? Am eu o semnare care se bazează pe un articol care l-am citit și mi-a plăcut foarte mult. Sclavi în așteptarea stăpânilor. Stăpânului. Ăsta suntem. Am mai găsit o informație. Titlu. Politic din România a ajuns să doarmă pe străzi în Anglia. Ăsta era un politic tarnic și muncitor, dar s-a pus pata. A avut un vis. El vrea să participe la un concurs de motociclism organizat în Marea Britanie. Și în concluziile și-a băgat picioarele în meseria asta, dar s-a plecat acolo. Un an de zile a dormit pe stradă în niște condiții foarte vitrege și după un an de zile a reușit să angajeze 5 stele. Nu sunt colaci,
Nu umblă câinii cu colaci în coadă în Anglia. Trebuie să ții tampon un an de zile să dai de drac, ca să ajungi cât de cât să-ți atârne un necuson de gât. El a dovedit că a putut să o facă. Bravo lui! Acum, breaking news. Răpirea românului din Burkina Faso revendicată. Toată lumea trage tare pe asta. E nașpa pentru românul din Burkina Faso. Însă, dacă o iei de capul tău și ajungi într-o situație de genul ăsta, păi, când suporți consecințele, dacă ești major, vaccinat și ai cât de cât neuroni în creier, funcțional. Îmi pare rău de ce a pățit. Dar nu-i treaba statului român să-l ia pe berbec să-l aducă înapoi. El și-a asumat riscul ăsta, pentru bani, normal, ca să câștige, că avea nevoie. Dar asta e, folosind sloganul. Liviu Dragnea se mai gândește, sensibil la rugăminte, așa e titlul. Nu, cred, era foarte decis. Însă membrii BPN i-au cerut să renunțe la ideea de mistrii, întrucât condamnarea primită în un dosar nu vizează acte de corupție. O luată a dată la întors. Când martie, Consiliul Național al lor a adoptat o rezoluție prin care membrii PSD condamnați în justiție își pierd funcția politică. Păi ce zic acum mai? Că nu vizează acte de corupție, n-are treabă ce-au spus în martie. Când au zis, fie judecat, decizii, out. Cine Liviu Dragnea, născut în 62, într-o comună. În 87 a absolvit facultatea de transporturi. Deci un beneficiar al regimului comunist. Că dacă era, nu era regim comunist, el și la ora actuală era în comună Grația. Ca părere personală, îmi place cum vorbește tipul. E coerent. Deci, în 87, absolvent de facultate, nu se explică dacă la seral sau la zi. După aia este foarte sfios în materie de autobiografie până în 95, când devine vicepreședinte al PDL-ului, Teleorman. Și pe aia dă și luptă și luptă și luptă pe această linie. Păi câinele nu pleacă la măcelărie. Și noroc că e sensibil la rugăminți. Vă anunț. În sfârșit, am primit un anunț, un răspuns de la Societatea de Proprietari 162. Că le-am făcut petiția aia când s-a votat bugetul, nu s-a considerat necesar să răspundă, cu toate că erau obligați. Am reclamat situația la serviciul relația asociației de proprietari, cu asociațiile de proprietari la primărie, l-am amendat cu 500 de lei și am primit răspuns. Atât. Care în principiu confirmă un lucru. Am avut dreptate când ați susținut că bugetul e greșit calculat. O să postez o însemnare pe această temă. Dar, așa. Cu toate, că fiind aprobat un buget greșit calculat, e un fals.
Și acum se face uz de un fals timp de un an de zile. Oamenii sunt nevinovați, nu înțeleg ce aia buget. Și importanța ca asta să fie corect calculat. O să prezint asta detailată într-o semnare specială. Am avut mari probleme tehnice cu strungul meu, ăla cu trei calculatoare. Unul din calculatoare s-a dus dracu. Și atunci am vorbit cu un pensionar care viețuiește pe la mine prin apartament pe aici, se ocupe de treaba asta și a rezolvat-o. Că atâtea variante am încercat, că oricând pot să găsesc o alternativă. Rezultatul pe calculatorul ăsta pe care fac înregistrarea, la calculatorul ăsta la care fac înregistrarea, am patru monitoare conectate simultan. Interesant. Pot să zic că am un monitor acum în față de 98 de centimetri în diagonală. Atât. E foarte ușor de lucrat. Și văd că suportă, consumă resurse puține, așa că până o să împice, apare defecțiune, rămân în varianta asta, e mult mai comod. Tot în punct de vedere tehnic, și asta mi-am încercat vreo două zile, am reușit să fac serverul ăla care se transmite imaginea de la o cameră web. E pe un server mic, atât. Când am timp, o pun dracu pe pensionarul ăla care o bate în cap la mine în apartament, o să prezint proiectul cu ghilimele de rigoare și pe album 3. Așa, toate 22 de minute. Vedeți, jos apar două linkuri. E un link spre un site unde poți să descarci un serial Percepțion. Așa se scrie. Se sunt la vorbit fonetic, chiar în engleză. Se zic șachesteare. Am obținut linkul ăsta de la jumătatea lui sponsorului meu. Îmi place serialul. Și mi-am dat seama că eu sunt puțin speriat că ce problema am eu aici în procesor. Că încă stau bine de tot. Acolo e prezentat un tip care are niște probleme big în privința asta. Față de el, eu mă evaluez că sunt la grupa mică, la grădiniță. Iar ăsta e la facultate. Așa că mai e loc. Dar într-un fel m-am liniștit. Când că mai am până ajung ca el. Și al doilea link despre rugby. De mult găsisem informația asta pe internet, însă n-am mai reușit să o găsesc de nou și am scurmat mult al dracului. E o urmă lăsată de taică-meu în Franța. Sunt mândru de asta. Și dacă intrați pe ea, e confirmată urma aia că apare un Popescu Colibaș pe un site și joci o scanare de la un bilet care îți permite accesul în vestiar. Cu atât a mai rămas taică-meu pe urma trecerii ăștia. Dar totuși eu sunt mândru de tichetul ăla de acces în vestiar. Da. Dacă n-ați considerat important ce am vorbit, nu vă condamn. Vedeți că e un titlu foarte important. Kills, Mino nu știu cum, a dezvăluit secretul posteriorului său. Sau de puncte, puncte. Chiesa, da. Gata, toate bune, am prezentat în cu porții de asortate. Sper că mă înțelegeți. Mi-a făcut plăcere să vă vorbesc.
și sper că a prezentat interesant interes ce am vorbit. Toate bune, ne mai întâlnim și am mai câștigat timp. Că într-un fel caut în când în când să postez. De fapt, pe bune, așa îmi descarc eu creierul de firmituri. Vreți, nu vreți, asta e. Am zâmbit. Și acum fulg.